Asociația Militară Veteranilor de Veteranilor cu Dizabilități. Culoarea sunt călduros, la mulți ani, să fii sănătos, să te bucuri de viață, de acum încolo. La mulți ani cu dată, nu știi. Să trăiești. Nu? Astăzi, toți cei care îl cunosc pe Gavril Buroianu din satul Râșca, se gândesc la el cu respect și admirație. Motivat de faptul că trecând prin bune și rele, poartă pe umeri corola celor 100 de ani împliniți chiar azi. Născut în comuna Drăgănești, pe atunci raionul Târgu Neamț, la data de 18 noiembrie 1921, la școală au urmat 4 clase primare și ca mai toți copiii din acea vreme a rămas acasă la agricultură. Gavril Buroianu a fost încorporat în februarie 1942 în regimentul 16 infanterie, fiind lăsat la vatră în luna februarie 1944. În același an, la data de 18 martie 1944, a fost înrolat din nou tot în regimentul 16 infanterie, până în data de 23 august 1944. Nenorocirea a făcut ca în acea zi să fie luat prizonier, chiar dacă la acel moment România devenise aliată cu Uniunea Sovietică. După un an și două luni de chinuri, suferite în timpul detenției, pe 10 octombrie 1945 a fost eliberat și s-a întors acasă. Datoria de român și dragostea de țară nu s-au oprit aici și de aceea a continuat să răspundă la toate chemările armatei, participând în anul 1953 și la pregătirea militară de rezervă, de pe 15 iunie 1953 până pe 7 august 1953.